Deci, inseminarea intrauterină este introducerea spermei elaborate în laborator în cavitatea uterină. Practic, de aici, spermatozoizii care sunt compatibili din punct de vedere al viabilității și al bioiciunii, urmează calea clasică. Concepția se produce în mod natural. Presupune ca tu, pacientă, să ai trompe permeabile. Presupune ca tu, pacientă, să ai ovulație. Asta înseamnă inseminare intrauterină. Bineînțeles, șansele de reușită sunt de 10-15% per procedură. Este indicat să se facă 4-5 proceduri pentru a ajunge la o șansă de reușită de aproximativ 75%. Indicația inseminării artificiale este cuplu infertil, cauză masculină, oligoastenospermie ușoară, moderată.